Deleni este o comună de suflet pentru mine, din cauza că am fost adesea aici și din cauza că am avut o prietenie mai rară cu unul dintre cei care s-au dus pe acolo pe undeva. În plus, am pus un deget, ca să zic așa, dacă nu cumva chiar o bucată de suflet, la cultura locului și la școala timpului. Așa că atunci când ajung aici, plăcerea de a discuta cu un primar care știe ce se întâmplă în comună este dublă. Aceea de a vorbi cu un om bine informat și aceea de a rememora și unele aspecte legate de existența comunii, de viitorul ei, dacă se poate. Bună ziua, domnule primar Zanfir! Bună ziua, bine ați venit la noi! Domnule, vorbim rar, din cauza că noi ajungem rar la dumneavoastră, dar totdeauna ne-ați primit cu prietenie, pentru care vă mulțumim. Dacă ar fi să întreb, acum, primul punct pe caietul primarului, deci ne aflăm acum în preajma lui 1 septembrie, care ar fi cel din tâi punct pe care îl rezolvați pe ziua de astăzi? Pe ziua de astăzi, noi vrem să finalizăm la școală curățenia pentru a putea primi în condiții normale toți elevii, atât la școala din centrul comunei, cât și la școlile din satele aferente comunei. Deci, sunteți în plină activitate pentru că aveți oamenii care vă opțiți gardurile, aveți oameni care pun centrala. Cum ați gândit partea asta de introducerea gazului în școală și nu numai când? Începând de când am adus gazul în comun, a fost și interesul nostru de a trage și la școală. De ce? Pentru că e bunăstare. Atâta timp cât ai gaz, este mult mai simplu. Scăpăm de toate celelalte lucruri. Ne ajunge un singur îngrijitor la școală, așa cum va fi. Pentru că până acum am fost nevoiți întotdeauna să ajutăm... Bună ziua! Să ajutăm oamenii de serviciu, pentru că nu puteau face față. De ce, dacă aveți gaz, acum aveți o certitudine, că am văzut că se sudează ultimele racorduri, v-ați îngrijit și de lemne? Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Avem și centrală termică pe lemne, avem și centrale termice pe gaz, în așa fel, în cazul în care, printr-o împrejurare nefericită, am avea probleme, atunci putem să funcționăm în condiții normale. Trecem pe lemne și s-a rezolvat problema. Primarul e mulțumit că a adus gazul în metan în Delen, dar populația? Da, este mulțumită și populația. Este greu pentru unele persoane să se racordeze deoarece sunt costuri, dar încet, încet, cei care au fost în străinătate, care pleacă, care vin, se vor întoarce și vor investi și își vor putea construi casele cu toate utilitățile necesare. Apă, gaz și ceea ce au nevoie. Domnule primar, ai rostit un cuvânt aproape magic. Se vor întoarce. Chiar crezi că vin înapoi aia care au șters-o de pe aici? Eu sper că se vor întoarce pentru că se gândesc la familie, la prieteni, la tot ceea ce înseamnă copilăria lor aici. Eu zic că amintirile nu-i lasă chiar să stea în străinătate. Asta e singurul motiv, numai amintirile? Da, că din păcate noi nu putem spune că le putem oferi condiții aici, condiții bune, mă refer de muncă. Pentru că nu sunt locuri de muncă, tot sperăm că vor veni investitori și sper că în următorul, eu știu, an, cincinal, să se întâmple și asta. Bun, ce ați putea oferi ca posibilitate de investiții într-o comună deja depopulată, cu cei drept aveți infrastructura binișor pusă la punct, dar ce le puteți oferi unor oameni care vor să investească aici? Pentru ce să investească? Deci se poate investi, orice om care vrea să facă o afacere poate investi în agricultură. Mai ales în agricultură. Da, dar și în ateliere pot găsi, fiind foarte aproape de oraș, pot găsi locuri și pentru depozite de materiale și pentru ateliere de orice tip, eu știu, lemnărie, strungărie și alte afaceri de genul ăsta, pentru că având gaz, având drum, se pot deplasa foarte ușor aici și atunci ar fi și în beneficiul lor că n-ar plăti atâtea impozite cât te plătesc în oraș. Un primar intervievat săptămâna trecută zicea că la țară, oricum,
un om are de lucru. Așa este, niciodată, deci dacă ești gospodar, niciodată nu să ai pauză. De ce? Pentru că dacă ai animale, trebuie să te ții de ele. Dacă ai pământ, trebuie să-l muncești. Ca să poți să scoți ceva. Scoți, nu scoți, dar reușești, dar trebuie să-l muncești. N-ai ce face. În așa fel încât noi, țăranii, suntem întotdeauna în activitate. Mi-a făcut plăcere, domnule primar, să constat că, domnule, ta ești foarte bine ancorat în problemele comunei. Îți spun o întrebare însă dificilă. Cum vezi, domnia ta, dezvoltarea comunei de acum încolo? Dacă putem vorbi de dezvoltare sau tot vom scădea în realizări locale, în putere economică și așa nu, mai departe? Nu. Deci, întotdeauna când te gândești la ceea ce vrei să faci, trebuie să faci ce e mai bine pentru comună, pentru populație și să le iei pe rând, pas cu pas, în așa fel încât fiecare realizare să mai aducă încă una. De exemplu, anul ăsta, eu cred că drumul județean pe care ați venit și care este într-o situație deosebită, va fi început cel puțin și la anul finalizat. Da, să îl asfalteze așa cum mi s-a promis și cum deja am văzut că este înscris în lista de investiții a Consiliului Județean. În modul ăsta, toți cei care vor să ajungă la Delen cu afacere sau cu altceva, vor ajunge mult mai ușor și atunci, accesul fiind facil, se pot implementa mai multe afaceri. Să fie cum vreți dumneavoastră, domnule primar, pentru că parcă sunteți pregătiți să-i întâmpinați pe oameni. Da. Mai aveți livezi de mere și alte posibilități așa de așa este. A fost la Delenu una din, zic eu, din livezile frumoase ale județului și corect. Acum, într-adevăr, s-a defrișat, dar o societate agricolă a venit, a preluat acel teren, l-a arat deja la o adâncime de un metru de... Nu poți să-ți dai seama ce a fost acolo, iar în anii următori, cred că la anul, va planta din nou această livadă. Și asta nu face decât să mă bucure, pentru că această investiție are nevoie de oameni care să muncească. Sigur, și atunci, sigur, 20, 30, 40 de oameni vor lucra permanent, iar alții zilieri la livadă. Din câte văd eu, ar fi o perspectivă de oarecare luminozitate. Dar... nu știu cum să zic, mie mi se pare că văd totuși o atmosferă de, nu știu cum, de delăsare, de descurajare în comună la dumneavoastră. E, nu, nu, eu nu văd așa. Nu vede lucrurile. Așa primarul, numai nu, unul primarul, care vine, da? Da, deci ce se întâmplă? Fiecare, bună ziua, fiecare are problemele lui. Este normal să pari un pic mai delăsat atunci când ai nevoie de bani sau ai nevoie, dar ei fac tot posibilul, deci toți cetățenii din comună adică fac posibilul, da. Să-și rezolve problemele cu propriile mijloace și cu forțele lor. Hai să întrebăm și alte câteva lucruri scurte. Care ce populație are comuna? Comuna a scăzut la 2200 de locuitori, dar care nu sunt permanent, trebuie să recunosc, nu sunt aici permanent. De ce? Pentru că au plecat în străinătate. Cam destul. Câți au plecat? Așa cum spuneați și dumneavoastră, minim 400-500 care sunt plecați în mod permanent, vin la un an acasă, trimit bani acasă, încep unele case să înflorească. Sau mai da. Început case care... S-au început case, avem de exemplu pe anul 2014, mă uitam ieri cu cineva, avem 14 autorizații de construire pentru case noi, ceea ce înseamnă ceva. Absolut. Zic eu, încet, încet, cei care au plecat își vor construi, alții care vin în locul părinților lor care au decedat și ei se retrag la țară, își construiesc și ei și își fac și ei o locuință cu cele necesare, cu baie, cu... am văzut și sunt mulțumit încet, cazuri încet se întâmplă astea. Cazuri antisociale? Cazuri adică găinari mai aveți pe aici? Găinari avem, găinăriile se văd, însă nu reușim să-i prindem. Asta este... Poliția nu moare de grijă lor? Nu, își fac datoria, dar este foarte greu. Trebuie să probez. Trebuie să probez toate lucrurile și atunci este destul de dificil și pentru polițiști. Într-adevăr, sunt nemulțumiri în sensul ăsta, pentru că fiecare om care și-a crescut în curte, chiar o găină, dacă vorbeam de găinării, și este luată, este normal să fie supărat, pentru că am muncit foarte mult și fiecare lucru se face cu sudoare. De ce ați optat și ați realizat, chiar ați realizat un centru social, ca să spun așa, excepțional, curat, bine dotat, cu câțiva oameni cei drept, nu cu zeci, dar da. Măcar câțiva mai necăjiți, cred.
La momentul când am început această investiție, care face parte dintr-o măsură cu banii europeni, da. Ne-am gândit că poate fi necesară pentru toți cei din comună care au probleme. Această locuință protejată are ca scop îngrijirea persoanelor cu handicap. Și avem persoane din astea cărora le mor părinții și rămân pe drumuri și atunci aici nimeni nu-și bate joc de ei, nimeni, deci vor avea și căldura lor ca o familie, pentru că ei se îngrijesc și trăiesc ca o familie, și îngrijirea necesară. Hrana, tot ce este nevoie este asigurată de către deci le puteți asigura minimum. Tot. Nu minimum, eu cred că este la standarde europeni. Eu așa spun, pentru că au tot ceea ce au nevoie. Apă, curent electric, televizor, antenă, căldură. În cazul ăsta nu se mai duc pe acasă sau cam numai pe nu, acolo? Nu, sunt chiar bucuroși rudele lor. Unii au rude. Rudele lor, când au venit aici, chiar s-au bucurat că au ajuns la drept. Băieții ăștia de la 416, care acum vopsesc gardurile de la școală, cum să vă spun, vă sunt de ajutor? Da, îmi sunt de ajutor. Este foarte greu să te descurci cu fonduri puține și atunci toate lucrările din comună, care le putem face cu persoanele de la paste 16, le executăm. Ar fi greu pentru noi să curățăm șanțurile, orice lucru din comună trebuie făcut cu oameni și nu ai angajați ca să faci așa ceva. Am o întrebare iarăși cam dificilă. Primarul, cetățeanul Zamfir din Deleni, care are și el niște copii. Doamna nu știu unde lucrează, dar presupun că în activitate. Bun, are, să zicem așa, visuri de viitor? Primarul, da, are visuri de viitor, dar nu se gândește la el, se gândește la copiii lui. Da? Fata a terminat anul acesta Facultatea de Economie a Afacerilor și mă bucur foarte mult să vă spun că a fost șefă de promoție la informatică economică, e un lucru cu care mă mândresc, iar băiatul este la Facultatea de Informatică la Iași, la Alexandru Ioan Cuza, și urmează să termine și el. Deci satisfacții de părinte. Dar da. Voi aici, la Deleni, vă mai lăudați cu câteva personalități, care ar fi acelea? Da, deci la Deleni avem și noi câteva personalități reprezentative. Domnul academician Barbu, care se trage... Lăudați-vă, fraților, foarte bine, fecioare de popă, da? Așa. Mai avem familia Țugulea, care tot așa are... Este domnul profesor, da? Da, un profesor foarte bun. Domnul Parpalea, care a fost președintele tribunalului la Vaslui. Și avem mai multe personalități plecate în țară și în străinătate. Hai că o întrebare chiar, nu știu dacă e de încurcătură sau nu. Bun, ăștia care s-au născut aici și au tot plecat să se afirme, că nu chiar de bunăvoie, dacă aveau aici, făceau aici academii. Bun, deci s-au dus nu știu pe unde. Dar mai fac ceva pentru comun în momentul acesta? Sau în tot timpul existenților? Mai fac ceva pentru comun? Este greu să spun asta, pentru că nu am văzut așa ceva. Sunt doar cu sufletul, bănuiesc alături de noi. Da, domnule primar, am lungit discuția, dar mi-a făcut plăcere și eu cred că la Deleni încă avem spirit național, încă avem spirit de încredere în viață și de ce nu să sperăm că se vor redresa stările acestea de fapt, când iată mai vin doar 14-15 oameni din sutele de oameni plecați, când iată puteți beneficia de o rețea, o tramă stradală foarte bună, dar n-are cine să o parcurgă. Am văzut doar câteva hipo-vehicule, ca să zic așa, mașini cam puține. Nu, sunt mașini. Sunt. Dacă acum 10 ani găseai câte una pe aici, acolo, acum în fiecare familie sau la două familii găsești o mașină. Observați în cum... momentul ăsta, da? În momentul ăsta nu trec pe stradă, dar sunt. Observați cum primarul găsește posibilități să se agațe de viitor. Domnule primar, să rămâneți optimist că nu se poate altfel. Nu rezistăm altfel. Dacă nu suntem optimiști, nu putem realiza nimic.
mulțumesc primarului, dar vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, ascultători, cititori. Stimați domnilor, bună ziua și bine v-am găsit. Iată, la câteva săptămâni înainte începe anul școlar, de fapt mai puțin. Ultima 100 de metri, 50 de metri. V-ați rugat să ne spuneți cum se prezintă școala la ora aceasta și ce lucrări se efectuează? Vă spunem bine ați venit la școala gimnazială de Nen. Suntem pe ultima fază a curățenilor, am la curățenii din școală. Am reușit să achiziționăm lemne pentru încălzirea școlilor de perioada comună în proporție de 75%. După cum vedeți, avem instalatorii pentru... Școala este un șantier. Școala este un șantier. Spre finisarea lucrărilor. Spre finisarea lucrărilor, sigur că da. Avem în școală și o echipă pentru instalarea, terminarea efectului instalării gazelor în școală. Am reușit să împrejmuim școala cu trotuar pentru că nu era terminat. Am vopsim acum, după cum ați văzut, gardul școlii, am vărit, am pregătit sălile ca să fie pe data de 15 în foarte bune condiții și să primească cu bucurie copiii. Domnul director, școala dumneavoastră este o școală cu renume, cu prestanță, cunoscută și recunoscută la nivel județean și nu numai. Pentru cei câțiva care nu o cunosc, v-aș vrea să o prezentați în câteva cuvinte. Care didactice, navete, toate astea. Școala este formată din școala gimnazială în care ne aflăm și școala primară de la Delen de Jos și grădinița de la Bulboaca. În școală funcționează 20 de cadre didactice, din care 10 sunt titularele școlii, iar restul sunt suplinitori calificați. Majoritatea cadrelor didactice fac naveta. Puțin dintre noi sunt care locuim și suntem și sufletește legată de această școală. Dar avem o problemă, fiind aproape de Vaslui, mulți copii din Bulboaca merg la școală la Vaslui, ademeniți fie și de directorii școlilor respective. Școala noastră a dat oameni de nădejde. Putem aminti fostul președinte al Tribunalului Vaslui, Parpalea Constantin, avocați Damian Ștefan la Iași, Budace Eugen, medici, profesori. Școala se și cu persoane cu care ne mândrim și sperăm și de acum încolo să pregătim copiii care să fie... Câți elevi sunt la această oră? În școala noastră, la gimnaziu avem 4 clase, la primar avem 3 clase la centru și 2 clase în regim simultan la Delen de Jos, în total 175 de elevi. Școala nouă, începută de multă vreme, ce perspective sunt? Dacă o să continue migrarea tinerilor către vest, ca de altfel și întreaga țară, populația școlară va fi în descreștere. Acum, spațiul actual asigură pe toți copiii satului. Sigur, mă gândesc la Delen, în primul rând. Sigur că da, sigur că da. Avem spațiu suficient, avem spațiu care corespunde normelor. Câți elevi de toți? Am spus ceva mai înainte, cam în jur de 175 de elevi. În toată comună. În toată comună, da. Microbuze școlare? Avem microbuz școlar, aduce copiii de la Bulboaca, de la Delen de Jos. Înțeleg că la bază, să spunem așa, sunteți învățător. Da. Domnul director, sunteți cel care puneți creionul în mână, cel care învăța să facă litera, cel care învăța să facă bastonașii și altele. Da. Vin copiii, când ajung pe undeva mari, pe toate colțurile globului, să vă mulțumească, să vă strângă mâna, să... Ei,
Aici e o problemă. Cam uită cine le-a pus prima dată creionul în mână, cine i-a învățat primele cuvinte, să le despartă în silabe, să alcătuiască propoziții, să intre în tainele matematicii. Poate din cauza și depărtării, poate și din cauza lipsurilor de timp, dar noi avem satisfacția că ne-a făcut datoria. Sunt cazuri de foști elevi care vin după ce au fost prin țări străine, au făcut niște bani, situație materială, vin să investească? În școală nu. Nu, în comună. În comună, doar... Deși și în școală ar fi bine să investească. Sigur că da. Vin, își fac case. Altceva, nu, în altceva nu investesc. Domnul director, legea învățământului este o lege ca și legea 18, la fel de stufoasă, la fel de complexă. Dacă apreciați că ar mai trebui umblat pe aici, pe acolo și în părțile esențiale? Sunt multe lucruri de discutat în privința învățământului actual. În primul rând, dumneavoastră m-ați mai întrebat ceva mai înainte, câte cadre didactice sunt navetiste. Să știți că avem o problemă cu navetiștii. Mulți dintre cei care vin la noi nu au catedra întreagă. Au câteva ore la școala noastră, câteva ore pe alte școli, din județ, din oraș. Lucru care nu-i leagă nici de școală, nu sunt preocupați, mai mult sunt preocupați de navetă, mai mult sunt preocupați de posibilitățile de a ajunge la locurile unde își fac serviciu. Bănuiesc că aici ar trebui schimbat ceva. Nu știu dacă se va putea. Bineînțeles că și programa este stufoasă. Sunt multe cunoștințe care ar trebui să le învețe copiii, care nu cred că le va folosi în viață. De asemenea, dacă tot discutăm despre autonomia școlii, ar trebui să ne dea mai multă autonomie, să ne dea posibilitatea ca noi să ne alegem reprezentanții care ne conduc școala, ca noi să alegem cadrele didactice care să ne vină după un interviu care îl purtăm cu ei, după niște probe practice pe care le dau. Dar, vedeți dumneavoastră, începe mâine poimă școala și deja în seară se anunță nu știu câte mii de posturi care nu au fost ocupate. Aveți o soluție cu experiența domniei voastre de la nivelul activității desfășurate până acum? Aveți o soluție pentru această chestiune ca aceste cadre didactice să fie bine integrate și în viața comunității, pentru că au dispărut, așa cum aminteați dumneavoastră, învățătorii și profesorii aceia de tip vechi, dar al naibii de bun, în sensul că erau legați, aveau casă aici, aveau, îi trecea inima, îi durea sufletul, cum ar spune bunica mea. Da. Dacă ne gândim la Spirul Haret, care îl consider și văd părintele învățământului românesc, deci pe lângă școlile pe care le-a construit pe întreg teritoriul țării, lângă școală a mai construit și casa învățătorului. Asta. Nu întâmplător cred eu că a făcut lucrul acesta. El a căutat să lege învățătorul, să lege dascălul de comunitatea în care trăiește și își desfășoară activitatea. Nu cred că sunt perspective să legăm cadrul didactic de localitate atâta timp cât catedra este foarte fracționată, condițiile, bine că condițiile trebuie să le facă și fiecare dintre noi, cei care trăim în mediul rural, dar imposibilitatea de a avea o catedră la o școală nu poate să-i lege de comunitate. Și să știți că ne lipsește lucrul ăsta, pentru că dascălii sunt cei care ar trebui să scormonească tradițiile și obiceiurile neamului, a localității, să le pună în valoare, să le perpetueze și să
facă pe tânăra generație să le îndrăgească și să le ducă mai departe. Așa este, aici este. Suntem câțiva care avem o vechime de peste 30 de ani în învățământ, peste 35 de ani în învățământ și căutăm în fiecare, cu fiecare clipă să descoperim tinerii care sunt în școală, care au terminat școala mai dinainte, mai de mult și să-i atragem către activitatea aceasta. Noi chiar am trecut în decembrie, am avut carnavalul datelor și obiceiurilor de anul nou, cu care ocazie chiar am reînnoit anumite, cum ar fi haiduce sau vălăretul, care erau cu ani în urmă, când eram eu copil, era o tradiție, acum dispărând. Anul acesta ne-am propus să facem iarăși un carnaval la tradiția obiceiului de anul nou, la care să invităm și comunele din împrejurim, Costești, Lipovăț, Bogdana, știu eu, Muntei, și să, din colaborarea noastră la celor câteva comuni, să căutăm să reînviem tradițiile și obiceiurile neamului. Cu o perspectivă bună, o atitudine serioasă față de rădăcinile noastre strămoșești, v-aș ruga, domnul Dor, ați vorbit despre spații școlare, despre locații, cum zic alții. Da. Vă rugăm să ne vorbiți doar două fraze despre dotări. Spațiile sunt generoase. Dotări avem, dar sperăm că împreună cu primăria să mai obținem fonduri și să îmbunătățim dotările școlii, în primul rând cu mobilier în clasele copiilor, cu calculatoare, cu retroproiectoare, cu cu o stație cu care să putem să facem față noilor cerințe. Vedeți dumneavoastră, noi suntem limitați ca fonduri și ca posibilități materiale. Dar cu banii care îi avem și așa puțin, căutăm ca școala să arate bine, să arate în condiții foarte bune, de început de an școlar și nu numai. Numai că mai vin în control și organe, cum ar fi ANACIP-ul, organe de control extern și de multe ori suntem taxați pentru niște lucruri care nu depind de noi. De exemplu, noi nu ne putem permite să avem un cabinet medical în școală. Și copiii sunt în număr mic, dar ne-ar trebui să o dotăm cumva și ne-ar trebui să fim angajați cineva. Ei, nu sunt, și așa medicii pleacă din spital, dar să mai stea și la noi în școală. Un cabinet de psihopedagogie, ne-ar trebui de consiliere. Ei, iarăși nu avem personal care putem angaja. De multe ori ni se cere să avem pază și să avem angajat un personal care să asigure siguranța elevilor. Nu avem post pentru așa ceva, nu este bugetat și nu putem să angajăm. Deci sunt niște lucruri pe care ar trebui guvernul să le gândească și fondurile să fie mai generoase ca să putem, într-adevăr, să fim o școală europeană. Despre relația școală, primărie, consiliu local, director, primar? Da. Am înțeles că sunt și o comune, unii relații dintre director și primar sunt mai reci, dar noi avem o colaborare foarte bună. Deci nu am avut o solicitare către primăria comunii, către primarul comunii de Len, ca să nu ne fie onorată. Am avut nevoie de fonduri pentru schimbarea geamurilor. Am primit fonduri. Am cerut fonduri pentru schimbarea bachetului. Am primit fonduri. Deci colaborăm foarte bine. Un gând pe final de interviu, o urare pentru început de nou școlar, către toți copiii satelor comunei, toți elevii dumneavoastră. Îi așteptăm cu drag, îi așteptăm cu zâmbetul pe buze, îi așteptăm cu dragostea de a le lumina mintea, calea, de a instrui și de a educa, pentru ca mai târziu, noi cei care trudim pe ogorul școlii, să fim bucuroși și mulțumiți de rezultatele muncii noastre. Le spun că îi așteptăm cu drag și tot cu drag
o să căutăm să îi călăuzim până la sfârșitul ciclului pe care îl petrec în școala noastră. Da, domnule, vă mulțumim frumos, vă dorim succes. Vă mulțumesc.